Salut! Numele meu este Ana Silivaș și aș vrea să-ți recomand încă o carte de la Deb Dana. Subiectul este tot Teoria Polivagală. Dacă mai țineți minte, într-un alt video v-am povestit despre prima carte tradusă de Editura Herald a lui Deb Dana. Era o carte roz, era o carte care se baza mai mult pe partea practică, era atât pentru terapeuți cât și pentru orice persoană care vrea să se antreneze, să înțeleagă și să lucreze mai bine sistemul nervos prin această lentilă a teoriei polivagale. E bine, această carte, intitulată Ancorat, este o carte, sincer, eu mi s-a părut mult mai de suflet. Îmi place foarte mult metafora pe care o folosește Deb Dana, și anume cum ne ancorăm noi în corpul nostru, în ființa noastră, într-o stare de siguranță și din această ancorare să putem să facem față vicisitudinilor vieții, așa cum poate o barcă face față unor valuri tulburătoare câteodată, și cât de important e să avem acel punct de sprijin în interiorul nostru și în viața noastră, la care să ne întoarcem de fiecare dată când simțim că poate viața ne scoate din traiectoria noastră, și să avem reperele atât fizice cât și cognitive despre ce înseamnă de fapt siguranța, cum se simte stabilitatea în interiorul meu și ce am nevoie să fac pentru a mă întoarce acolo. Este o carte care vorbește despre și ne invită, de fapt, să studiem mai mult, să dăm mai mult spațiu senzației și sentimentului de siguranță. Dacă poate în procesele noastre de dezvoltare suntem mai mult ca niște vânători care caută toate motivele pentru care nu suntem bine și încercăm să înțelegem toate nuanțele și toate ramurile acestui nu bine, nebine, această carte parcă dă mai mult spațiu, creează spațiu binelui, siguranței. De multe ori știm să descrie mai bine atunci când avem stări neplăcute, grele, însă atunci când avem stări de bine, trecem foarte ușor peste ele. Și atunci e nevoie, în primul și în primul rând, să recunoaștem cum suntem atunci când suntem bine. Și această carte ne ghidează ca pentru o poveste în această călătorie către bine, către siguranță. Sincer, recomand să începeți cu ea și cine vrea să meargă mai în profunzime, deși sunt și în cartea asta exerciții, dar cu siguranță cealaltă carte ne duce și mai mult în practică. Amândouă sunt cărți superbe, cred că avem nevoie să ne uităm și la abordarea noastră biologică în procesul nostru de dezvoltare personală și poate chiar de vindecare. Sistemul nervos stă la baza deciziilor noastre, comportamentelor noastre, emoțiilor noastre, poveștii noastre, de fapt. Vă recomand cu drag!